România are în continuare cea mai ridicată incidență și mortalitate cauzată de cancerul de col uterin la nivel european. În plus, suntem și țara europeană cu cele mai multe cazuri nediagnosticate. În România, peste 1500 de femei mor în fiecare an din cauza cancerului de col uterin. Sunt decese care pot fi prevenite prin vaccinare. În plus, acest tip de cancer poate fi tratat, doar că este nevoie să fie depistat în faze incipiente, iar acest lucru este posibil doar printr-un control periodic, pentru că, de cele mai multe ori în faze incipiente, cancerul de col uterin nu prezintă simptome. Incidența cancerului de col uterin crește și în zona noastră, spun specialiștii Spitalului Municipal Sighetu Marmației. Vestea bună este însă că testele Babeș Papa Nicolau se pot face și în unități spitalicești din Sighet și sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, iar rezultatele ajung într-un timp scurt. Din păcate, în România avem o incidență, suntem campioni, între ghilimele. Incidența este de una dintre 5 paciente în România face cancer de col uterin. Așa că oricare dintre dumneavoastră, doamne, domnișoare, dacă vă uitați în stânga sau în dreapta și vedeți încă 4 femei, să vă gândiți că una dintre dumneavoastră, în moment dat, veți avea această problemă. Metoda de screening pentru cancerul de col uterin este examenul Babeș Papa Nicolau. Și așa cum am spus, din păcate, noi fiind și campioni, cel care a fost inițiatorul acestui test, din fericire a fost chiar un român, dar din păcate că suntem campioni la acest aspect. Aurel Babeș. Metoda se numește Babeș Papa Nicolau pentru că a fost dezvoltată de un medic român împreună cu un medic grec care au lucrat pentru această metodă. Este o metodă foarte, foarte, foarte simplă, este o banalitate. Eu personal o recomand. Toate ghidurile spun, în țările civilizate unde se face și vaccinarea, spun că metoda asta ar trebui, examenul Babeș Papa Nicolau ar trebui făcut o dată la 2 la 3 ani. Din păcate, în România noi nu am vaccinat. Mai nou, deja avem o schemă de vaccinare care prin medicul de familie, oricare dintre pacientele sau dintre femeile, fetițe, doamne, domnișoare și așa mai departe, poate să traseze și să o facă gratuit. Pentru examenul Babeș Papa Nicolau ar trebui să se adreseze orice pacientă care are 2 ani de la debutul vieții sexuale. Asta spun ghidurile românești. Orice pacientă care are 2 ani de la începutul vieții sexuale, miturile și folclorul spune că pacienta în menopauză nu mai este necesar să facă, dar să știți că nu este adevărat. Orice pacientă activă din punct de vedere sexual, la 2 ani după debutul vieții sexuale, din punctul meu de vedere, trebuie să-și facă în fiecare an un examen Babeș Papa Nicolau. Dacă rezultatul ultimului test a fost unul bun, pacientele trebuie să repete testul? Da, dacă rezultatul a fost bun, testul trebuie repetat anual. Cu atât mai mult că, așa cum am spus, noi suntem campioni la incidența cancerului de col uterin. Testul Babeș Papa Nicolau este esențial în screeningul cancerului de col uterin și poate depista și diferite tipuri de infecții. Recoltarea probelor nu durează mai mult de 2 minute, iar procedura nu este dureroasă. Procedura de recoltare a examenului Babeș Papa Nicolau este una simplă, foarte simplă, aș putea spune. În primul rând, trebuie să știe că pacienta se poate adresa medicului pentru recoltarea examenului Babeș Papa Nicolau în afara perioadei de menstruație, deci atunci când nu este activă sângerarea. În principiu este indicat de recoltat examenul Babeș Papa Nicolau în ziua 10-14, iar ca și procedură, este o procedură foarte simplă. Pacienta vine, în prealabil, pacienta trebuie să știe că nu este indicat să facă contact sexual cu cel puțin 48 de ore înainte de recoltarea examenului, să nu se facă spălături vaginale, introducerea de ovule și așa mai departe în cavitatea vaginală. Bun. Ca și procedură, procedura este una foarte simplă. Se așează pacienta pe masa ginecologică, ulterior se folosește un instrument pentru depărtarea pereților vaginale, care se numește specul sau niște valve. În interiorul cavității vaginale se descoperă colul uterin, iar pentru recoltarea examenului Babeș Papa Nicolau noi folosim niște periuțe. Periuțele astea sunt foarte ușor abrazive, cu care la nivelul canalului cervical introducem prin rotirea la 360 de grade, se recoltează celulele de la nivelul canalului cervical, care ulterior se întind pe o lamelă de sticlă, se fixează și se trimit ulterior spre laborator. Asta este una dintre proceduri. Mai avem și cealaltă procedură de recoltare Babeș Papa Nicolau în mediul lichid. Eu personal le recomand pe ambele atât vreme cât se fac. Cât de repede ajung rezultatele și să vă spuneți dacă la Spitalul Municipal Sighetu Marmației acest serviciu este demandat? Da, în Spitalul Sighetu Marmației la toate pacientele care sunt asigurate se pot adresa cu programare și bilet de trimitere, se recoltează Papa Nicolau din oficiu, iar ca durată de timp poate să dureze 2, 3, 5 zile venirea rezultatului. Care este probabilitatea ca un cancer de col uterin să nu fie depistat la
atâta vreme cât se face o recoltare corectă și atâta vreme cât pe interpretarea rezultatului avem toate tipurile de celule de la nivelul colului prezente, probabilitatea ca să nu se depistează un cancer de col tenin, din punctul meu de vedere, este înspre zero. Înspre zero, nu chiar zero, dar înspre zero. În cazul unui rezultat anormal, pacientele nu trebuie să se sperie. Este foarte important să se programeze la medicul ginecolog pentru un consult de specialitate și pentru interpretarea corectă a rezultatelor. În cazul unui rezultat anormal, în primul rând, noi trebuie să vedem de care rezultat este, cât este de anormal, pentru că și displaziile, adică modificările celulare de nivelul colului, pot să fie de mai multe tipuri. În marea majoritate a rezultatelor anormale sunt date, în primul rând, de o infecție și foarte multe dintre rezultatele anormale, după un tratament puțin mai agresiv cu niște ovule dezinfectante, se remite și ulterior va avea un rezultat Papanicolaou bun. Este posibil să apară cancerul de col uterin după un rezultat negativ? Absolut, absolut. Deci chiar dacă rezultatul este negativ, la o perioadă de timp, poate să se și pozitiveze. De aceea se indică screening-ul anual. Probabil pacientele care s-au vaccinat împotriva virusului HPV se întreabă dacă mai trebuie să participe la screening. Absolut, absolut. Vaccinarea împotriva HPV-ului nu te imunizează 100%. Este o metodă foarte bună. Eu recomand și o încurajez pentru toate mămicile, contrar tuturor miturilor de vaccinare. Dacă ne luăm de exemplu țările civilizate, Anglia, Australia și așa mai departe, care practic vaccinarea de mult timp, rata cancerului de col tenin este aproape zero la ei. Din păcate, la noi numai de un pic de vreme au început schemele de vaccinare. Și de azi trebuie fiecare pacientă, fiecare mămică să se adreseze medicului de familie, pentru că această vaccinare se poate face gratuit. Recomandarea vaccinării se face inclusiv la băieți, inclusiv la fete. Cancerul de col uterin este unul dintre puținele tipuri de cancer ce pot fi depistate la timp și prevenite cu succes. Din punctul meu de vedere, este foarte bine de făcut Babeș Papanicolaou. De ce? Pentru că, în principiu, așa cum am spus, una din 5 paciente face cancer de col uterin. Iar dacă cancerul de col uterin este descoperit într-un stadiu incipient, adică dacă se face Papanicolaou în fiecare an, eu vă asigur că este 100% tratabil. Deci cancerul de col uterin se tratează, cu atât mai mult când avem o incidență foarte mare. Deci este foarte bine de făcut. În România, cancerul de col uterin a devenit al doilea cancer care afectează femeile de toate vârstele, după cel mamar. Anual, peste 3.000 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, iar peste 1.700 de femei pierd lupta cu această boală. Pentru doamne și domnișoare, ca și recomandare, în primul rând, vaccinarea și, în al doilea rând, trebuie să știți faptul că prevenția este mai bună decât tratamentul. Nu trebuie să aveți rușine, pentru că asta este meseria noastră, cu asta ne ocupăm și examenul Babeș Papanicolaou este o metodă simplă, banală, care nu presupune nici un efort din partea noastră în afară de rușine. Așa că veniți cu toată încrederea. Spitalul Municipal recoltează examen Babeș Papanicolaou. Avem inclusiv medic, anatomopatolog, care domnul doctor dânsul le citește lamele pe care noi le trimitem. Cu bilet de trimitere, programare, la toată lumea se recoltează gratuit. Procedura este simplă, este banală și este foarte eficientă dacă descoperim problema și cu încredere. Problemele sunt tratabile. Țările care integrează vaccinarea anti-HPV alături de programele de screening derulate eficient au potențialul de a elimina povara cancerului de col uterin, așa cum este cazul Australiei, țară ce a anunțat deja că va elimina această boală în 20 de ani.